Președinte, ne-am interesat ceva detalii despre delegația politică care o veți face în timp. Haideți să începem cu ședința Consiliului Județean de astăzi, după care la întrebări o să vă răspund la toate întrebările. În primul rând, vă mulțumesc pentru prezență. Așa cum ați văzut și dumneavoastră, ședința Consiliului Județean de astăzi a avut 20 de puncte. Scuze, o să vă prezint colegii mei, așa cum am obișnuit, vicepreședintele Consiliului Județean, domnul Safte, și vicepreședintele Consiliului Județean, domnul Dulama, sunt prezenți alături de mine în această conferință de presă. Și le mulțumesc pentru prezență. Așa cum ați văzut și dumneavoastră, ședința de astăzi a avut 20 de puncte pe ordinea de zi. Au fost desemnați reprezentanții în ATOP și în alte structuri pe care, în care Consiliul de Zeamneanță are reprezentanți. Au mai fost unele asocieri cu unele proiecte de interes județean. Însă ceea ce a fost extrem de important pe ordinea de zi a fost aprobarea acestor proiecte pe care vrem să le depunem pe fonduri europene. Am avut patru proiecte și o să vi le enumăr. Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț este un proiect extrem de important pentru municipiul Piatra Neamț. Practic, reabilităm tot Muzeul de Istorie și Arheologie din Piatra Neamț. Total valoare proiect este 20.838.495 de lei. Valoarea devizului general este 20.752.000 de lei, din care 15.753.000 sunt fonduri europene și 416.769 contribuția noastră a Consiliului Județean. Nu sunt cheltuieli neeligibile. Al doilea proiect pe care vreau să vi-l prezint este conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie din Bicaz. Un proiect cu o valoare de 3.117.000 de lei, din care 2.390.000 vor fi fonduri europene și 62.346 contribuția Consiliului Județean Neamț. Al treilea proiect este conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial Calistrat Hogaș din Piatra Neamț. De asemenea, un proiect extrem de interesant și de important pentru municipiul Piatra Neamț. Valoarea totală a proiectului este de 1.702.000, din care 1.286.000 vor fi fonduri europene și 26.886 contribuția Consiliului Județean. Al patrulea proiect este conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial Ion Creangă din Cumulești. Un proiect cu o valoare de 693.000, 505.000 fonduri și 9.018 lei contribuția noastră. Aici avem și cheltuieli neeligibile de 242.000, la fel ca și la proiectul Calistrat Hogaș, avem cheltuieli neeligibile de 357.000. Ambele cheltuieli neeligibile vor fi suportate de către Consiliul Județean Neamț. Din punctul meu de vedere, sunt niște proiecte extrem de importante pentru Neamț. Reabilităm aceste muzee pentru a le include în circuitul turistic al județului Neamț. Ele sunt, dar vrem să le promovăm și să le prezentăm vizitatorilor la potențialul maxim și eu cred că suma asta de bani mare, zic eu, va fi extrem de importantă pentru județul Neamț. Mai avem un proiect pe care o să-l depunem și care nu a intrat pe ordinea de zi de astăzi și este unul din cele mai importante proiecte pe fonduri europene pe care Consiliul Județean Neamț
le-a depus sau le va depune vreodată. Și este vorba de reabilitarea și modernizarea axelor de transport interjudețeană Piatra Neamț Roma Nicușești, limită județul Bacău. Și este un, un drum care se face în colaborare cu județul Bacău, cu Consiliul Județean Bacău și care va merge până la podul Bucu. Valoarea acestui proiect este de 69,5 milioane de euro, plus încă 5 milioane de euro neeligibili, care vor fi împărțiți între Neamț și Bacău. Este un proiect extrem de ambițios, spun eu, și de important pentru județul Neamț și pentru județul Bacău. Este o axă de transport interjudețeană care asigură realizarea unui alt obiectiv important, sprijinirea și promovarea dezvoltării locale durabile. Toate localitățile de pe traseul acestui drum județean vor beneficia de această investiție. Suntem în grafic cu acest proiect, se lucrează intens la el, cred că suntem un pic înaintea cu județului Bacău, dar nu are importanță, important e să ambele județe să poată să fie gata la timp, să putem să inițiem și să depunem acest proiect. Eu cred că județul Neamț are o șansă foarte mare în a implementa acest proiect și noi cei din Consiliul Județean Neamț, specialiștii din Consiliul Județean care lucrează la acest proiect, ar trebui felicitați pentru toată munca pe care o depun, pentru că este o muncă imensă la acest proiect. Am fost luni dimineață și am făcut o vizită pe drumul național care leagă Poiana Teiului de limita cu județul Suceava. Din fericire pentru noi, cei de la drumurile naționale s-au ținut de cuvânt și au început acea investiție care traversează trei comune și toți locuitorii de pe Valea Bistriței vor beneficia de această importantă reabilitarea acestui drum. Pe acest tronson s-a intervenit de 24 de ani. Știu toți cetățenii județului cum arăta acest tronson de drum și sunt foarte fericit că am reușit să-i determinăm pe cei de la drumurile naționale să aloce fonduri pentru a realiza această investiție. De asemenea, m-am întâlnit cu primarii celor trei localități și am identificat problemele cu care se confruntă cele pe Valea Bistriței. Cea mai importantă problemă este colectarea torenților, care de-a lungul timpului le-au făcut mari probleme locuitorilor din zona respectivă. Avem o problemă de proprietate pentru a putea interveni pe acești torenți și a putea rezolva această problemă. Am avut ieri dimineață o întâlnire cu cei de la Direcția Silvică Neamț și cred că în cel mai scurt timp, în urma adreselor pe care le-am inițiat către Ministerul Mediului, vom reuși să rezolvăm și această problemă pentru a putea interveni pe aceste zone care produc atât de multe probleme locuitorilor de zona respectivă. Deocamdată eu atât am avut să vă spun ceea ce am considerat că este extrem de important pe activitatea din Consiliul Județean. Sigur, am făcut mai multe vizite în teren, și pe drumurile comunale, și pe drumurile județene, le-am
prezentat în comunicate de presă dumneavoastră, am prezentat și pe Facebook. De asemenea, am avut o întâlnire din nou cu starețul în Mănăstirii Petru Vodă și încercăm împreună cu cei din Consiliul Județean Neamț să vedem cum găsim o soluție, să alocăm fonduri pentru a termina acea investiție. Mai sunt 1,5 km de drum pentru a putea avea condiții bune oferite turiștilor și pelerinilor care vor să viziteze Mănăstirea Petru Vodă, un obiectiv extrem de important pentru noi cei din județul Neamț, dat fiind faptul că acolo se află mormântul starețului Justin Pârvu și eu cred că noi cei care îi cinstim memoria trebuie să ne îngrijim ca și drumul care duce la acest obiectiv să aibă parte de condiții foarte bune. De asemenea, am avut discuții în majoritatea zonelor din județul Neamț, am făcut și vizite în teren în unele comune să vedem cum se prezintă școlile din județul Neamț, pentru că vrem ca 15 septembrie să ne prindă pregătiți cu școlile în bună stare de funcționare și am avut întâlnire cu fiecare primar din județul Neamț și am discutat situația școlilor din fiecare localitate. Am înaintat și adrese către Ministerul Dezvoltării Regionale pentru a finanța școlile cu probleme pe ordonanța 28 și eu sper, am fost la București săptămâna trecută, am stat două zile, am discutat cu cei din Minister, sper ca săptămâna care vine să definitivăm lista cu obiectivele de județul Neamț care vor fi finanțate și în 2-3 săptămâni să putem să intrăm pe ordine de ministru și să avem alocate sumele necesare acestor școli. Sigur că sunt multe de făcut în județul Neamț, împreună cu colegii mei din Consiliul Județean, domnul Dulanu pe partea lui, domnul Asaptei pe partea domnului Sabe, în funcție de atribuțiile care le revin, muncim și încercăm să reușim să facem ceea ce trebuie pentru toate obiectivele din județul Neamț. Cred că 15 septembrie ne va prinde pregătiți cu școlile și de asemenea încercăm ca până vine frigul să reușim să reabilităm o mare parte din drumurile județene. Am promisiuni de la cei de la drumurile naționale că vor, după ce termină de reabilitat Poiana Teiului, limita cu Suceava, vor intra pe zona Bicaz, Lacul Roșu, cu reabilitare și cobor asfaltic, după care vom intra să finalizăm porțiunile de drum cu probleme Poiana Largului spre Tupilic, pe Petru Vodă. Avem și acolo niște secțiuni de drum cu probleme care vor fi reabilitate de cei de la drumurile naționale. Ulterior vom interveni pe tronsonul Târgu Neamț, limita cu județul Suceava la Boroia. Sigur, mi-a scăpat după investiția de la Poiana Largului, limita cu Suceava, se va intra și se va finaliza investiția începută de altfel, Piatra Neamț-Romani. Mai sunt destul de mulți kilometri de reabilitat și vom termina și acest tronson de drum de reabilitat. Eu cred că am găsit înțelegere și Neamțul a beneficiat din acest punct de vedere de investiții consistente din partea celor de la drumurile naționale. Sigur că nu o să reușim să facem tot, dar dacă reușim în acest an să facem o mare parte din, să reabilităm o mare parte din drumurile naționale și în primăvara anului viitor să continuăm cu celelalte.
Ne dorim să avem o dezvoltare coerentă și durabilă în județul Neamț și asta trebuie să înceapă cu infrastructura. Pe drumul de județene avem un plan de investiții discutat cu cei de la Tehnic, discutat cu cei din UAT-urile, pe raza cărora traversează drumurile județene și în funcție de prioritate și de necesități, o să intervenim și acolo. Deocamdată, atât am putut eu să vă spun, o să dau cuvântul și colegilor mei, după care o să vă răspundem la, la întrebări. Domnul Asafte. Ce aș putea să vă, să vă spun, doar că, sigur, domnul președinte Ionel Arsene a acoperit așa o paletă mai largă din problemele pe care, inclusiv eu mă ocup, un lucru este de reținut. E o prioritate, drumurile sunt o prioritate zero, atât președinte Consiliul Județean, cât și funcționat prin pot, mă ocup de asemenea aspecte care nu fac nimic altceva decât să dea o altă față să se pune în infrastructurii județului nostru. Avem, așa cum am spus și altădată, un județ, aș zice, absolut din vedere turistic, dacă, sigur, îi asigură și infrastructura necesară, vedem practic cu ce ieși în față și am mai filmat-o, putem concura, dacă vreți, la un mod frumos, la un mod elegant, cu Suceava sau chiar cu Brașov, de vedere turistic. Sigur că sunt foarte multe probleme. Un lucru aș vrea ca să ne subliniez și anume, e de desigur că această echipă care a venit la Sărăcoția Consiliului Județean dorește să facă foarte mai mult pentru așa este fel și așa este normal pentru a fundație. E vorba de bani, de atragere de fonduri, de străduim, sigur, pe o asemenea linie. Ne informăm reciproc, nu există o problematică sau o problemă care este în, dacă vreți vreau să în competența Consiliului Județean și care sigur interesează cetățenii județului Neamț, ca să nu informăm reciproc, să nu informăm să luăm președinte Ion Arsene, tocmai pe ideea de a ne pune de acord cu toții și o luăm măsuri adecvate pentru ca, știu, viața economică, socială, culturală, de confort pentru cetățenii județului Neamț să fie cea pe care ne dorim cu toții, adică la un standard ridicat. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnului vicepreședinte Asafte, și o să-i dau cuvântul domnului vicepreședinte Dulamăra. Mulțumesc, domnul președinte, salutăm și noi presa și telespectatorii care ne vor urmări. Vreau să puntez în primul rând că astăzi ați văzut și dumneavoastră, cred că a fost prima ședință normală a Consiliului Județean și aici mă refer un pic și la colegii noștri care până acum aveau probabil alte obiective. Toate proiectele de hotărâre au fost aprobate în unanimitate. Sunt proiecte de hotărâre ce vizează dezvoltarea județului în următorii ani. Iar cu atât mai mult pot să reamintesc ce spunea domnul președinte, cele patru proiecte de hotărâre privind ce privesc Centrul Muzeal Județean, nu pot decât să mă bucur, pentru că așa cum am spus-o tot timpul, turismul și cultura pot duce județul Neamț și imaginea, în primul rând, a județului Neamț acolo unde este locul. Ați văzut că au fost reprezentanți din partea consilierilor județeni, atât din Mișcarea Populară, din Partidul Social Democrat, din ALDE și din PNV, care au ocupat funcții reprezentative ale Consiliului Județean în ceea ce s-a votat astăzi. Cred că este un început pentru toți locuitorii județului Neamț să vadă că s-a început munca la Consiliul Județean și în următoarele ședințe să venim cu alte proiecte de hotărâre
ce privește dezvoltarea județului, așa cum am spus. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Sigur, vreau de asemenea să rămând ideea domnului Dunam, să mulțumesc și eu colegilor din Partidul Național Liberal pentru mobilitatea astăzi. Au arătat că au înțeles că e timpul să ne apucăm de treabă, de muncă și că jocul politic a fost, a trecut. Începând de astăzi, trebuie să votăm toți pentru proiectele bune inițiate în folosul cetățeanului de județul Neamț. Și eu mă declar deschis oricăror propuneri de minte din partea opoziției din Consiliul Județean Neamț și orice proiect bun și benefic pentru județul Neamț va beneficia de susținerea mea și a colegilor mei din majoritatea pe care l-am rătuit astăzi în Consiliul Județean. Încă o dată vreau să-i felicit și să mă bucur că normalitatea a revenit în Consiliul Județean Neamț. Întrebări. Întrebare. La început, de care vizita dumneavoastră în delegația în Cilvan? Da. Voi participa în perioada 28 august 2 septembrie în China la invitația companiei Huawei și sunt interesat să găsesc soluții pentru transportul inteligent în piața noastră, pentru smart city și soluții inteligente pentru utilități publice, care sigur va aduce beneficii uriașe municipiului Piatra Neamț. Sigur, dar în această deplasare voi avea întâlniri cu mai multe companii de profil, nu numai pe domeniul transportului, pentru că mă interesează să vedem ce oportunități putem avea și putem deschide județul Neamț pentru investitorii din China și ce putem aduce pentru județul Neamț de acolo. Dar, în special, mă interesează să vedem care sunt costurile unor astfel de mijloace de transport în comun, ecologice, ca și preț în comparație cu producătorii din Europa. Pentru că, așa cum știți, avem un proiect comun cu primăria municipiului Piatra Neamț. L-am și prezentat, am avut și discuții împreună cu primarul municipiului Piatra Neamț, domnul Chitic și echipele tehnice din Consiliul Județean și Primăria Municipiului Piatra Neamț. Un proiect pe care poate fi accesat pe axa destinată municipiilor reședință de județ și noi, Consiliul Județean, vom fi parteneri, întrucât suntem proprietarii societății Troleibuzul. Eu mi-aș dori și domnul primar de la Piatra Neamț și colegii noștri credem că o soluție de transport inteligent cu mijloace de transport ecologice ar fi de preferat actualei soluții cu care se face transportul în Piatra Neamț. În aceste condiții nu am mai avea nevoie de modernizare rețeaua de fir contact toată cu care traversează municipiul Piatra Neamț și putem avea, zic eu, o altfel de abordare asupra transportului comun din municipiul Piatra Neamț. Asta e unul din motiv, de fapt, e principalul motiv pentru care mă deplasez în această delegație în China la invitația acestei companii. Întrebări! Când urmează să fie drept în seriul, după ce au trecut de votul Consiliului de Astăzi? Bine. Deci, sigur. De-aia ne-am și grăbit, așa cum am spus, vreau să felicit echipa care a lucrat la acest proiect, să ne mulțumesc în numele meu și al colegilor consilieri județeni. Oameni din Consiliul Județean Neamț care au lucrat
aproape non-stop la aceste proiecte, de dimineață până noaptea, târziu, au depus un efort considerabil și vreau să le mulțumesc încă o dată numele meu și al colegilor mei. Întrebarea de domnul Duran, nu știu că supravegea și coordonația activitatea de la Domnul Tățean. Fără aici, nu s-a ce se întâmplă în acest moment cu investiția de la DNCD, care, după cum știu eu, dacă greșesc, corectați-mă, din 20 ceva de milioane de lei total, a dus pe la 700 milioane și s-au oprit din diverse motive. Cu siguranță toate investițiile care sunt pentru Spitalul Județean vor continua. În ședința următoare, dacă nu va fi mai repede, o să aflați cu mult mai multe despre acea investiție. Deocamdată, ceea ce pot să vă spun este că nou manager și-a intrat în pâine și în următoarele săptămâni veți vedea o schimbare semnificativă la nivel și de conducere și de așa, modalitate de lucru în Spitalul Județean Neamț. Îi mulțumesc. Întrebarea de domnul Asafu, că tot vorbeați de drumuri și ați tot luat la mână, la studiat. Care e șansa reală ca axialului? Când e vorba și cum e vorba CJ-ului și de o implicare a Ron Silva să fie reabilitat în mandatul ăsta? Ce se întâmplă de toți? V-am înțeamnă ce se întâmplă de domnul. Ce se întâmplă cu axial? Trebuie să fie conștient să-ți promesc pe cea mea. Nu trebuie să ne aventurăm pe acum, în sensul unui festivism, așa, pentru că chiar observam comentarii care nu sunt deranjate. Oamenii spun părerea lui și e normal să fiu și criticat și apreciați, nu, chiar e o chestiune de normalitate. Da, noi nu mergem acolo să descurcăm, să producem o mărgică și să protodăcem, să ne știe tot județul. Deci m-am dus și m-am plasat pe acel drum pentru Sâșa și-am informat și pe domnul președinte Ioana Cusele. Pentru că este o dramă, acolo se întâmplă efectiv o dramă. Deci noi vorbim acolo nu doar de acțiune, vorbim și de conțeleanță, vorbim de cea glău. Vedem unde le sunt, vorbim tot ce le vorbim de cel mai frumos traseu turistic care este efectiv al jocului. Și mi-asum ceea ce spun. Mi-asum răspunde tot ceea ce afirm. În primul rând, nu mai sunt nici barierele care opresc utilajele grele. Adică sunt, dar traversarea este jos la pământ. Doi, tafurile și traiurile își fac joc așa cum doresc acolo. Trei, axialul ca atare este transformat într-un fel de platformă de prelucrare a renului. 4. Nu mai spun ce fac aceste trailere în momentul în care urcă sau coboară pe versanți și canale adânci lasă acolo și la nivelul unor ploi torențiare, toate aluviunile sunt aduse așa într-o... Dacă vreți să duc, e o mocină, mă întreb cu axial. E un mare păcat. Am întâlnit zeci de mașini care au riscat și care aveau mers cu mașina avea defecție, apropo de un domn care așa, e de o rabă de 92, așa, care e 4x4 și care face o campanie electorală, merg pe mus, pe deală, asta e mașina avea defecție. Și sigur că cu asemenea mașină rezistă, e ca o tanchetă. Cu un autoturist, dacă simte decât o mașină proprietate personală, nu-ți permiți. Eu mi-am permis să fac mașina județ, o vedeți cu domnul meu domnare, ia sub petru, domnul, mă duc cu mașina mea și îmi vede trebuie de mine acolo, nu știu ce am de făcut. Deci, asta e aspect. Se taie, se defrișează, nu știu cât este legal și cât este ilegal, nu vreau să mă aventurez într-o asemenea afirmație, cer de faptul că se urățește acest munte, se sfințește cea rău. Ăsta e culoarea, sau Parcul Național, să văzut spre colegul meu, Lorenzo, doamne, aici nu este o chestiune de... E o problemă care interesează, vă toți, și informatea de pe asemenea aspecte, și sigur, suntem la început. Și o să încercăm să vedem ce putem face. Sindicul are un mare rol acolo. Este vorba și, da, mi-a trebuit în presă un articol din punctul să permit să nu încearcă o afirmă așa. Sindicul are un mare rol acolo, apropo de persanțe, tot ce a consemnat ca investiție, însă, cu un efort. Aș zice, pe undeva destul de substanțial. Nu vorbim de o reabilitare efectivă absolută. Destul de substanțial ca să se poată și lucra. Și cu blocarea intervenției tafurilor și majorul grele pe acest axial, se poate practic aduce la o stare de semi-normalitate să se poată ridica circula pe acest lucru.
Nu în ultimul rând, aș vrea să vă informez că acest drum are și un caracter strategic. El ține și este încadrat într-o altă categorie undeva. Pentru că dacă îi aduc o situație specială, se întâmplă ceva cu el, sigur, acest drum este singura noastră trecere în această zonă către Borsec și Vadadorn, către Ardea. Nu trebuie să o mai mult. Deci, drumul arată la această oră ca după război, cu un betonat. Că au venit cu o altă soluție propusă de cererea lumei, piatră concasată și bine așezată, în sfârșit. Orice am pune acolo, un lucru este cel. Dacă nu am scos utilajele grele, mașinile mari și taful de tâlp în asemenea zonă, ne vom trezi cu ceva care sigur mă face cinste județul de nemță. Eu tot ceea ce vă spun și afirm în fața dumneavoastră, sigur că am informat un președinte, Ionel Arsenie, și sigur, cu puterea și cu eleganța care aparține, că hai să vedem cum facem. Dacă putem aduce bani, putem aduce fonduri și apoi să vorbim de drumul ăsta, că o să băgăm, Doamne ferește, mă ne realizează și păcat. Și are perfectă dreptate. Dar eu am venit și doar în consiliu. Ideea vă întreb un pic. Ideea este pe următor. Noi avem toată bunăvoința să, să facem această investiție. Însă astăzi când vorbim, sunt legate de mâini și de picioare de către cei de la Direcția Sindică, de fapt, este Ministerul Mediului, care este proprietarul versanților. Și eu nu pot să fac această investiție, pentru că eu astăzi, să spun, fac toate eforturile, găsesc suma necesară și reabilitez covorul asfaltic. Peste o săptămână după ce am terminat investiția, îmi vine biectura de sus și mi-a stricat toată investiția. Eu până nu rezolv versanții, să consolidăm versanții, care nu sunt proprietatea noastră, efectiv, eu n-am cum să intru acolo, de-aia o să am o discuție și o întrevedere cu doamna ministru a mediului în perioada următoare. I-am făcut scrisoare, urmează să stabilim data pentru a găsi soluția legală și eu sper că acum la rectificarea pe Ministerul Mediului să reușim să aducem niște bani pentru a consolida acest versanț, după care eu cred că dacă reușim să rezolvăm problema asta a versanților, noi, Consiliul Județean, ne facem treaba cât putem de repede. Mulțumesc că ați anticipat ceea ce vreau să spun. Este pur adevăr. De-aia am spus că nici nu trebuie să ne aventurăm prea mult, dar plec la considerentul că un asemenea aspect trebuie abordat, trebuie luat în serios, și chestiunea cu este probabil, dar din nimic este nimic. Dacă încercăm să facem altceva, sper să iasă ceva. Și pe ideea asta am plecat. E vorba de o investiție destul de mare și dacă într-adevăr de la mediu se aprobă ce trebuie să se aprobe, putem vorbi de, cum să vă spun, de un frumusețare a zonei. Așa și de confort pentru cetățenii județului Neamț, de multe de turistii. Da. Dacă mai sunt azi întrebări. Două întrebări așa pentru domnul Arsenie. Una, care a fost reacția după organizarea întâlnirii cu diaspora, unde s-au vorbit totuși niște proiecte care se pot lua pe foc, pe APTRP? Au început să vină mail-uri de la cei contrari tuturor discuțiilor ulterior, cu întrebare din mediul online, de la unii oameni politici, așa zici, oameni politici, de baza județului Neamț, cum că acolo au venit primar și angajați ai primăriei. Nu, chiar au fost oameni din diaspora, oameni care au ridicat probleme extrem de interesante, cei care au luat parte la discuții știu, au început să vină mail-uri, noi ne centralizăm și încercăm să răspundem fiecare în parte. Eu cred că a fost un prim contact extrem, extrem de favorabil și de bun cu cei din diaspora. Voi reveni cu această invitație în preajma sărbătorilor de iarnă atunci când vin din nou acasă. Noi ne-am arătat și le-am deschis ochii, să spun așa, cum pot să acceseze fondurile europene, ce pot să facă, o să-i consiliem în continuare și aparatul din Consiliul Județean le va asigura consultanță gratis, așa cum am stabilit și cum ne-am obligat, să spunem, am promis. Mai mult de atât nu putem face. Știți cum e vorba aia? Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă în traistă.
ei trebuie să aibă îndrăzneala să încerce ceva pe contul propriu. Sigur că și noi putem înțelege, și eu ca om pot să înțeleg, un om care a muncit 10 ani, 15 ani în străinătate și a strâns o glumă de bani. El nu va veni să o investească niciodată în România până nu are garanția și siguranța că fiecare leuț pe care îl investește va fi investit în siguranță și că nu va pierde. Pentru că gândiți-vă că sunt oameni care au muncit 10, 15, 20 de ani o viață de om afară și nu pot să vină să riște. Neștiind legislația, neștiind mecanismele prin care poți să dezvolți un business în România, nu e atât de simplu. Însă de aia suntem noi aici și suntem și am încercat și cred că am și reușit să avem această inițiativă bună, să facem o punte de legătură între autoritatea publică locală de județul Neamț și cei care locuiesc și lucrează în străinătate. Să încercăm să-i aducem acasă. Tot pe această temă, pe această întrebare, v-ați gândit să faceți aceste întâlniri și cu primarii? În campul, am văzut în câteva comune, dau exemplu comuna Ceahlău, dintr-o zăpăceală mică la primărie, toată comuna a pierdut fondurile APIA, pe tot anul. Asta e altă discuție. O să avem în perioada următoare o întâlnire cu cei de la APIA, de la Direcția Agricolă, cu cei care gestionează fondurile europene pe subvenția la pășuni și la alte forme din agricultură și cu primarii, sigur, pentru a reuși să informăm autoritatea publică locală din fiecare localitate cum trebuie să abordeze acest subiect care ține de fondurile destinate subvențiilor în agricultură. Și ultima întrebare, de la începutul mandatului și până acum, cei din opoziție, PNL-ul, câte proiecte au venit și au depus la Consiliul Județean sau câte inițiative, măcar de bal, au venit și au spus vreau să facem proiectul ăla, vreau să facem? Până astăzi niciunul, însă nu vreau să reclam asta pentru că abia astăzi au venit la treabă ei, să spun așa, prima dată puși pe treabă și cu abordare corectă și serioasă. I-am și felicitat pentru asta. Sigur, eu cred că în perioada următoare și cei din Partidul Național Liberal vor avea proiecte de inițiat în Consiliul Județean și așa cum am spus și eu și colegii mei din majoritate, suntem deschiși cu oricărui proiect bun pentru județul Neamț. Indiferent că vine de la putere sau de la opoziție. Că până la urmă, sigur, în campanii toți ne dăm, ne arătăm priceperea și mușii, cum se zice, însă cred că după ce numărăm voturile și ne așezăm pe scaunele astea, toți trebuie să lucrăm în interesul cetățeanului din județul Neamț și să lăsăm un pic politica deoparte. Am spus-o și în deplasările mele din județ. Aș vrea să fiu criticat pentru ceea ce nu fac, aș vrea să fie o critică constructivă și să nu fie o critică numai de dragul criticii, pentru că eu și colegii mei chiar ne-am apucat de treabă și chiar vreau să facem treabă. Și am încercat să bat județul dintr-un capăt în altul, să mă duc și în noroi, să mă duc și pe șantier, să mă duc să văd cu ochii mei cum merg investițiile din județul Neamț, să stau de vorbă cu constructorii și să le spun că dacă nu își îndeplinesc corect atribuțiile din contract, nu o să avem niciun dubiu să reziliem orice contract care avem cu ei. Asta nu înseamnă că nu-i sprijinim. Sprijinim orice constructor, mai ales pe cei din județul Neamț, deși toți trebuie să aibă parte de același tratament. Însă sunt lucrări care sunt tergiversate, unde se lucrează în doi peri. Ori chestiunea asta, eu cred că în perioada următoare nu se va mai întâmpla, pentru că acolo unde voi găsi așa ceva, voi lua măsuri extrem de județul Neamț are nevoie de dezvoltare. Avem bani pentru dezvoltare. Haideți să muncim. Pentru că dacă doar așteptăm să ne pice din cer ceva, nu putem. Mulțumesc. Dacă mai aveți... Da, o întrebare. Dacă vreți că sunteți toți trei șefi de partide, se apropie vertiginos campania electorală. Cum stă fiecare din formațiunile pe care le conduceți cu pregătirea candidaturilor pentru așa
aceasta și când se va decide, când vor deveni întotdeauna din astfel? Stăm bine. La PSD? Toți. Și când o să avem propunerile, o să le prezentăm. Cine crede că vă va lua locul în foarte mulți colegi din Partidul Social Democrat, Iala Cățeană Neamț, pot să fie deputați în Camera Deputaților și au abilitățile necesare de a face asta. Noi, în PSD, așa cum a fost întotdeauna, există democrație, există un interes pentru parlamentare și colegii mei care își vor manifesta interesul pentru a ocupa un fotoliu un scaun în Camera Deputaților și în Senatul României, își vor depune candidaturile. După care trecem prin toate forurile democratice ale partidului și cei care vor primi voturile necesare vor fi și candidații noștri pe locurile eligibile până la capăt. Dar, așa cum am spus, noi în Partidul Social Democrat stăm bine și sunt convins că și colegii mei în Partidul Mișcarea Populară și n-am găsit destul de bine. Să nu aveți niciun dubiu că în județul Neamț, Partidul Social Democrat și cei din majoritatea care compun majoritatea în Consiliul Județean vor avea niște scoluri externe. Aveți semnalul cu colegiul de la senator Michelar din politică? Nu, eu nu am semnale. Că nu prind. O să spun la domnul Michelar, dacă... Aș vrea să mai fac o remarcă vis-a-vis de cu atitudinea acestei. Mă simt responsabil să fac asta, ca și președinte de partid, ca și președinte al Consiliului Județean. Și trag un semnal de la alarmă și vreau să rog colegii dumneavoastră din presa de Neamț să înceteze cu formele de șantaj la adresa oamenilor politici. Dacă nu faci contract cu mine, dacă nu îmi dai, scriu că ai datorii la stat, că te prind cu nu știu cine. Domnilor, nu suntem singuri pe pământ. Și mai sunt niște oameni care au început să pună întrebări. Eu vă dau un sfat prietenesc, dar toți din presa din județul Neamț. Încercați să faceți o presă corectă. N-aș vrea să văd că sunt colegi de-ai dumneavoastră și colegi de-ai noștri participanți la ceea ce se întâmplă în mediul politic din județul Neamț, pentru că suntem împreună și oamenii politici și presa, că la un moment dat pot să aibă niște probleme din punctul ăsta de vedere. Haideți să ardem, așa cum îi place unui coleg de-al dumneavoastră să spună, oamenii politici atunci când greșesc pe ceea ce fac din punct de vedere politic, lăsați-le familiile în pace și problemele personale în pace, care țin de familia lor și de problema lor personală. Nu cred că asta e treaba presei din județul Neamț. Luați și ne verificați și uitați-vă ce facem ca oameni politici, ce facem în funcțiile pe care le ocupăm aici. Pentru că personal o să am grijă în perioada următoare ca orice coleg de-al meu, indiferent că din la putere sau din opoziție, va fi șantajat de cineva pe orice subiect, să nu lăsăm lucrurile așa. A fost mai mult o declarație din partea mea binevoitoare pentru dumneavoastră cei din presă, pe care, pe mare majoritate vă respect, am avut o relație atât cât s-a putut cordială sau nu. Sigur, unii m-au înjurat, alții m-au apreciat atunci când a fost cazul, alții m-au înjurat și când a fost cazul, dar mi-am asumat și asta, ca un politic. Însă când se depășește linia și se ajunge la șantaj, vă promit că nu o să stau cu mine însă. Atât am vrut să vă spun ca și încheierea pentru că a fost mai înainte o aluzie la o discuție de genul ăsta. Domnul Asaf, la
Păi nu m-a rămurit domnul președinte, era absent. Poate cuvinte la alte, idem. Idem și la alte. Ca să nu mai fac tot discursul, că e democrație și avem partid, că avem oameni foarte bun pregătiți, că bă, ținem toată presa locului și păcat. Dacă o să întrebați la Partidul Național Liberal, la fel o să vă spun. Ei au deja 5 locuri amanetate, din 8, ne batem și noi pe la alte 3. Ce să faci? Domnul președinte, al Sinei de șantaj s-a petrecut acum, în ultimul timp, sau... Dumneavoastră sunteți un jurnalist vechi din județul Neamț și cred că tu citiți presa. Nu vreau să dau eu exemple, vedeți, cei care... Știu la ce m-am referit. Credeți-mă că sunt oameni care... Sunt foarte atenți la acest aspect. Și de-aia am zis că vă spun cu bunăvoință. Pentru că n-aș vrea să văd că se întâmplă altceva. Dacă mai sunt întrebări. Dacă nu, vă mulțumesc pentru prezență și pentru atât de